Salutare tuturor! În acest clip o să prezint puțin situația parcărilor în Elveția, pentru că nu prea sunt parcări gratuite în Elveția și aici e o parcare destul de interesantă. O să vă arăt exact despre ce e vorba. Și anume, sunt câteva locuri de parcare. Fiecare loc, vedeți, are câte un număr. Aici, de exemplu, e 6. Eu am parcat pe locul 7. Și acum trebuie să merg la aparatul ăsta, care am jumătate de oră gratuită. Asta înseamnă că eu trebuie să văd, am parcat la numărul 7, deci trebuie să apăs aici pe 7 și îmi pornește 30 de minute. Și aici se și observă locurile care sunt ocupate, sunt 4, 3 mașini, de fapt una stă mai de mult. Și aici observați care sunt tarifele. De exemplu, de luni până duminică, de la 8 la 7 seara, ai 30 de minute gratuit. O oră costă 1 franc, 2 ore costă 2 franci. Da, așa funcționează. Astea sunt pentru parcare. Și acolo scrie la fel: centrale park or 8 până la 19, maxim 2 ore. Și acum practic eu ar trebui în maxim jumătate de oră să plec de aici.